Bună ziua! Bună ziua! Mă scuzați că port ochelari, dar bate soarele direct, nu? Am uitat cam asta. Mergem până la pădure. Pădurea nu-i departe de noi, pădurea Ceala. Să-i căutăm la veverința noastră Cip niște crengi. Cum trecem pe lângă cușca lui miroasă deja crengi de area. Acum câteva săptămâni am curățat toată cușca și am observat că încă miroasă și mă gândesc că sunt crengile de bune. Că nu le-am schimbat de câți ani? Un an, doi? Și mergem până aici la pădure, la Ceala, să căutăm câteva crengișoare. Vă luăm și pe voi, vă filmăm un pic pe acolo. Poate dăm și de un șarpe. Doamne fiind. Îl punem pe grătar. Da. Tinere mâncă șarpe. Dar e specialitate. Nu știu dacă aș mânca. Agi, nici măcar n-ai încercat? Nu. Ce? Ce care gust de pește? Natalia. Natalia, tu ai păpa șarpe? Nu, bine, nu, dacă tu zici. E foarte cald la noi. Numai 33 de grade, nu cred că e numai 33. Trebuie să fie mai mult. Mie unul mi-e foarte cald. Am stat în casă. Acum ies prima dată. Telefonul mă arată 37, Angie. Pe telefon, pe... da. Deci de noi tot aproximativ e la 10 minute. 10 minute centru, 10 minute pădurea, 10 minute cele mai apropiate, cele mai mari supermarketuri. Mulțumim la Dumnezeu, dar și într-adevăr impozite mare pentru zona unde stăm. Mamă, cât este de mare. Hai, cu două garsoniere. Oamenii nu vreau să vină cu noi că e cald. Să odihnește. Calea asta, calea, strada asta. Eu știu, dar am uitat acum. Parcul natural în Camureșului. Calea Bodrogului? Cred că calea Bodrogului. Restaurant? Aici? Restaurant Premier? Ceva nou.
Italia, am ajuns în pădure. Poate vedem animale. Din aia își prea pentru țânțari. Că aici ar trebui să fie țânțari. Țânțarii sunt aici la ei acasă. Acolo, dar noi mergem un pic mai în față, evita. Azi că vezi tu. Că ai văzut pe cineva de la tine de acasă. Păi, da. Păi ce da? Dacă vrei de la tine din țară, ar fi din Ungaria, nu din Viena.
tu nu ești austriacă. Aici e restaurantul ăla nebun. Care? Restaurant? Nu. Ah, unde a fost cu grădinița? Așa, unde găsim un loc? Aș fi vrut aici să parchez, să mă iau un pic pe joc, dar pe nicio șansă. Aici e pensiune și restaurant, un restaurant foarte bun. Mă, mi-e place aici foarte mult. Așa se vede. Ce terasă faină aici. Toamna e fain iar la pădure când ne îngălbenesc pomii. Foarte fain. Deci aici e pensiune și restaurant. Lunca Mureșul se numește. Mai în față zor de zi, tot restaurant și terasă. Ah, nu că este și pentru copii. Nu, e aici panda, mam. Las că te duce tatito la panda. Departe de noi panda, dar te ducem să vezi. Uite, dalmațian! Ce dulce dalmațianu! Zor de zi, vă că-l făcut și e frumos. Am vrut să mângâi un pic dalmațianu, dar vine mașina și o trebuie să... Aibă grijă că n-avea lese. Ce? Nu știu, mă tălești. De aici e cel de parcare ori făcut. Nu e parcare nici. Pot, că nu-i loc amenajat pentru parcare. Uite, Angi, corcodușe. Da, dar nu știu dacă se poate. Păi hai să vedem. Hai să vedem. Mai cam mai iure aici, că trec multe mașini și o fi plin de praf. E scoapte. Ai zidoci? Bune, mami. Ștergeți-le un pic, hei. Da, uite că am scăpat una pe jos. I-am șters. Super! Foarte fain! Wow. Pe gratis, veniți aici! Aici, mamă! Dacă n-ați mâncat corcoduce anul ăsta... La nemții îi spune mirabele, nu, Angie? Fain, fain, e plin. E plin, da. E ciu aici.
Miroase ceva ars. Miroase ceva, cablu ars. Simți? De la mașina aia care a trecut? Da, de la mașina aia. Nu e foc. Deci ce ai iure aici, câine, câini fără... Câini vagabonzi pe aici, nu-i bine să venim cu Ciuciu, o fi catastrofă dacă venim cu el aici. Da. Mamă, ce fain e. O pungă să strângă acasă? O pungă? Poate ies în mașină. Ies în mașină. Nu cred. Trebuie să mă uit la mine. Nu cred. Chiar sunt faine. Zămoase. Și dulci. Dacă avem o pungă în mașină, venim și o pungă în câteva acasă. Nu cred că nu vreau. E în mașină. Unde? Aha. Alea sunt mai faine. Da, aici. Nu ți-ai luat ce trebuie în picioare, m-am luat adidași. Cum, nu scoapte astea roșii? Vine mașina. Natalia mi-a învățat de la mine să arunce așa. De ce-s așa umede? Cum e, Natalia? Mai fain e starea de alte. Mă, și acea-s bună. Uai, ce plin e! Trebuie să luăm? Trebuie să luăm? Dar n-avem pungă. N-avem pungă. Vini mâine. Facem gomboț. Gomboț sau... Compot. Compot? Da, că m-a zis Natalia. Compot. Astea nu-s prune, mă. Astea sunt prune. Nu-s prune, cum să fie astea prune? Astea nu știu ce e asta. Nu-s prune tu. Tot porcoduse, dar nu-s bune. Ioi. Dar atunci lasă-le. Ioi, oțetul e mai dulce. Da. Da. Ce e, da și ei? Nu! Eu am dat. Dă-mi un pic de suc, dă ceai, de acolo ce ai. Dă-mi ceai ce ai, dă-mi ceva. Ceai ce ai. Mami. Da. Nu am. Vai, ce prostie cu capacul ăsta acum. Angie? Rupte de pădure. Exact. Na, pune, tu nu mai vreau. Mami, stai. Stai, Angie. Mami! 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 Ia-te la mine! Eu! Eu primul! Eu primul! Angie are doi copii, numai unul. Asta face ca Tarzan sau ca mai mult? Sau ca Cita? Da, știe. Natalia! Ca cine faci? Ca Tarzan? Uite că știu unde să meargă. Mai
atâtea ori am, de atâtea ori cum i-au mai pus pe aici. Hai, Natalia, hai! Hai să vedem apa. Aici? Da, să vedem dacă mai este Mureș sau nu. Dacă mai este Mureș sau nu. Uite ce nisip e. Da. De la Mureș. Uite și aici este curcubușe. Peste tot. Peste tot. Uite ce mare este asta. Uai. Curcubuș, uite, Natalia. Da. Vezi? Da, știți mai mare. Un pic, cred. Așa văd eu. Ăsta e mai galben. Am scăpat jos. Ăsta e mai galben. E bună. E bună, Natalia. Stai că asta a mâncat-o bine. Mmm, așa-s mai dulce. Asta parcă mai dulce. Asta văd. Mmm. Dă-ni din aia, dă-ți în țar că ne mâncă de vii. Aici, la Angie, numai ciment nu ies, în restul ies tot în geantă. Dude. De ce aici, dacă vii flământ, ai ce să mânci? Unde-s dudele? Unde-s dudele? Le văd că pe jos, dar nu văd pe sus. Nu știu unde-s. Cred că s-au dus. Cred că. Am auzit-o șopârlă. Șopârlă. Lasă-o. Un dinozaur mic. Angi, dă-ne soluția pentru țânțar. Dă-o pe Natalia prima dată. Vine aici, Natalia. Iar m-am mânecat. Cu ce? Uite, cobru. Deja, un țințat sub piața. Păi da! Dă-o, că toate ești mușcate și așa. Da, Natalia, lui. Și eu la fel. Hai să te dau. Păi da, și asta. Ce miroasă de urât. Păi ăsta e natural. Aici nu mă găsi, așa. Dă-mă și pe picior. Pasăre din aia. Pasăre? Și pe spate. Da, așa. Deci cine nu cunoaște, este peste tot din astea. Și la farmacie. Și la DM. Asta e de la DM. Ce-i pentru țânțari și nu mai vine. Asta e natura, câte știu eu. Mai e curcuduțe. A, aici e curcuduțe. Și aici e curcuduțe. Eu, papa. Așa nu-s așa buni, așa roșie am observat. Uuu, Angie, o crescu Mureș un pic. O crescu Mureș un pic. Nu, ne place să venim aici jos. Un pic în natură. Crescut un pic. Asta primăvara nu era până aici. Aici e mic, se poate merge în picioare până acolo, așa. Da! Nu prea văd ce filmez. Să văd
cum e, pa. E mai faină. Da. Da, iubita. Da. Vezi că e un pic abrupt aici. Că aici în primăvară stătea la plajă la soare, știi? Mhm. Uite acum mai apă. Acum mare apa. Aici e mică apă. Aici e mare. Nu, aici e mică, aici poți să mergi în picioare până acolo. Da, pe aici poți să mergi în picioare, pe aici, că nu e. Dar e peste. O fi și pește. În Mureș este pești mulți. Tete, ai grijă aici. Da, iubita, trebuie să avem grijă pe aici. Bunica ta, dacă ar fi fost acum, nu i-ar fi lăsat să mergem. Mamă, ce-ar fi făcut cu noi? Stai să vedem ce-a. E coică. Lasă că este la Selgros. Scoici. Da, aici e apă mică. Hai să arată tati. Nangi, un pic telefonul. Să-i arăt la Natalia, un pic ridica. Mare. Așa mai. Mare. Mai mic, Natalia. Asta mai subțire. Mai subțire. Asta mai mare. Hai să vezi cine e asta pe asta. Na, n-ai reușit acum. N-am mai făcut de mult, stai. De 3 ori. Ai găsit? A, nu, mama. Astăzi. Uite, Natalia. Așa, se știe. Unde este? Un pic o mers. Nu prea este cum să mamă. O muscă. Tot e groasă. O mers. Uite-te la tati. Ai văzut? O mers. Uite-te. Wow, ai văzut ce a sărit? Așa? Nu, nu, nu faci tu, nu așa. Așa. Dar nu cu mâna aia, cu aia mână, cu dreapta. Vezi că lovești pe tati. Dreapta. Asta? Bale, ia mâna asta.
Așa. Înțelegi? Așa, mă, trebuie să dai tare. Dai tare? Da, încă. Uite, de la wow! Așa? 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 Poate. Păi nu știe. Uite aici. Hai. Aici face poză, știi? Face poză peste Mureș. Aici? Nu, hai! Uite-te, dreapta. Nu stânga, dreapta. Mâna dreaptă. Ok. Așa, și acum? Așa, uite, faci. Ok. Nu, lasă că nu știe. Mâna dreaptă. Aha. Așa. Dă-i tare! Hai! Mai un pic, mai dată, hai! Mai dată, nu! Ia piată! Asta? Exact! Tare! Așa, dă-i nu, dă-i! Dă-i! Mai un pic! N-ai reușit nici tu! Wow, ce departe s-a dus! Da? Da, o crescut Mureșul. O fi fost ploi pe undeva și o crescut. Știu că data trecută am găsit scoici, dar nu știu dacă mai găsesc. Hai, dar ce ține? Da, am văzut. Și acolo. Să filmezi eu? Da. Filmează tu. Mă duc până acolo și după aia când căutăm crăuni. Nu știu ce am la gât, ce dăm ceva. Dar bea ceva. Wow! E prea mare. Nu dai. Angie, dă-te. Asta e mentă? Sau mi se... Angi, ce e asta? Ia bine! Asta nu-i mentă, ba. Asta nu-i mentă. Puh, asta e... Vai, uite, bondar negru! Unde-i? Uite! O, de mult n-am mai văzut. Stai, stai să vedem să vină până aici, stai. Asta-i... Stai, cum îl cheamă? Bondar negru. Nu-i bondar. Nu, stai, stai Angi acolo. Să cheamă. Să vină până aici, stai. Nu, nu te mișca. Vezi la noi în curte am găsit din asta, știi? Uai, ce fain e. Dacă aș putea să-l prind. Nu pot să-l prind. Să nu se vede bine. Dacă ar vine un pic mai aproape, știi? Uite că vine mai aproape. Aha. Stai acolo, stai acolo! E, mamă, da, ce mare! Stai, da. Uite, bundar negru, mami. Bine. Ai, ce frumos e. Uite-te la Natalia. Daci. Da, auzi că daci, mă zic. Daci. Ok, mă uit. Hai. Cu păi, dreapta. Daci, uite-i mai aproape. Uite cum mă face Natalia să mă uit la ea. Nu, no, ce aproape a fost de mine. Din ăsta au fost la noi în curte, acum 3 ani au venit. Dar nu mai venit. Unde? Acolo? Acolo, în spate. În toate. Ce mare e. Mare, da. S-a dus. Mai în spate. Da, au mers mai în spate. Bravo, Natalia! Poate pici în apă. Stai să vă fac o poză. Hai, Angie, uite aici așa să vă fac o poză. Hai, hai, iau pe Natalia lângă tine să zice, faină poză vă fac. Eu nu vă văd. Numai telefonul vă vede. Natalia, dar arată și dință, să vă... Nu vine. Mai
Vă arată dinții când, când primește la nou. Și acum am luat pe acolo, Angie, știi? Și atunci găsim câteva cringuțe. Hai, Natalia. Ai vrut să mai stai? Vrei să nu caz? Deci plin de corcoduș și uite și acolo este. Aici dacă e zunită, e plin, se face cămara plină. Și cu gem și cu compot. Se face și gem din ele? Da. Hai să luăm creanga asta, Angie. Creanga? Asta e mare. Asta e, da, e mare, Natalia, nu-i creanga, e pom. E pom. A fost pom, adică. Asta e o zică. O zică. O, mami, să fie aici. Da, se poate și pe acolo, dar noi mergem mai în față. Hai, da. Nu. Ce faci, Angie, așa cu noi? Ai văzut Ciuciu când face ceva, că astupă cu picioarele? Da. Și pisica iară. Pisica? Mhm. Că aici e sticlă spartă. Am crescut iarba de ultima dată când am fost. Dar cum s-o băga cu mașina pe aici, Angie? Ceva animale. Cred că arici. S-ar putea că arici, da. Nu-i dinosaur, Natalia, nu-i dinozaur. Nu-i dinozaur, cred că e arici. E să nu pici. Da, arici. Nu, e că... Angie, ține-mi pe Natalia, dă mână. Nu este o pește. Ce că este o pește acolo? Nu prea poți cu mașina pe aici. Ioi, uite-te, Angie. Ai de capul meu, de mult n-am mai văzut pe aia, nu știu. Să-l focusez, mai vine.
Ii, ce frumos ești! Da, ce-ți plac la nebunie! Păi, Angin! Păi, uite, mai ies câțiva frate. Aici. Hai, da, hai, hai! Nu să nu-l iei în cap! Uite altul! Dar nu, nu ne frică, Natalia, numai nu prea găsim crengi, Angie. Vai, ce flutere fain! Să mergeți încet să-l prind pe cameră. Oh, mamă, ce s-a dus! A plecat! Foarte frumos a fost. Uite, Angie, cât... Tăcat jos. Da. Da. Plin de corcodușe aici. Corcodușe. Pădurea asta. Corcodușe de pădure. Da. Uite și aici ați căzut pe jos. Uite. Ce ai văzut? Păi Angen. Spider-Man. Nu-ți fie frică. Că i-am dat cu soluție de țânțari. Da, a picat, l-a rupt de la furtună. Am putea să luăm din asta câteva crengi, Angie. Las că mă bag eu. E ok, și ăla. E chiar ok. Deci putem de aici lua. Știi? Uite și ăla. Uu, ce fain e, da. E ok și ăla. Să le punem aici și atunci o să le ducem la... Ce? Da. Natalia, ho! Nu, că nu vine nici în pământul. Uite, am găsit. E, ăsta-i din... Nu e rupt. Ioi. Și ăla. Hai da, în sus. Păi nu pot. În sus. Hai taci, mă. Hai da. Hai da. Eu ăsta, eu ăsta. Aia, aia, da, aia e faină. Pentru Cipi. Cred că e destul, Andrei, e destul ca mică. Când era aia mare, e un Cipi fain să seam. Mai lasă și niște frunze. Ai urea cu frunze. Câteva. Dar ce faceți cu frunzele? Le mai ronțe, mai simte și el miros de pădure. Știi? Destule, nu? Asta, cu asta și cu asta. Ok, da, și aia. E bine. Aia? Da! Ia-le! Hai că te ajut și eu. Îi pasă de ciocanul. Na, Natalia, ia-le tu pe astea. Na, și ia-le tu. Ciocănitoare, mama. Ia-le tu pe astea. Așa. Vreau să văd aici ce mai este. Că poate că nu-s bune alea, cum să-i fac eu acolo și... Asta poate rupe, Ani. Da, știu. Da. Ok. No, bun, eu cred că e suficient. Eu cred la fel. Da. No, bun, hai să mergem. Mergem așa. Da. Mami, ajută-mă. Dă-mi-l aici. Așa, nu. Ok. Deja au venit țânțarii pe mie, că eu nu m-am dat cu soluție din aia.
Am zis că pe mine nu prea, nu cred că se pun. Nu, dar totuși, să pun și pe mine. Natalia, ce ai? Uite aici ce mare a fost pomul ăsta. Nu musca la urechea, o. Da. Mamă, ce de paianjeni mă s-a aici, mă. Zici că e Halloween? Cum zice Natalia? Da. Nu, hai, du-te. Aici? Da, pe acolo. Hai, du-te. O știu, tati, vezi? Mamma mia! Hai, du-te, hei! Mamma mia! Au venit niște fete pe aici. Să se relaxeze. Hai, mama. Mami, hai. Ce? La panica. Nu mă duc pe acolo, că uite, am crengile în mână și trebuie să le ducem la mașină. Hai, da. Noi. Ok. Ține un pic, că simt că mă mâncă ceva pe spate. Uite-te să vezi. Dinozaur. Nu mă mâncă nimic? Nu. Nu? Sper că simt că mă mâncă. Așa, așa, bine. Uite un bundăraș. Ce? Un bundăraș. Opa. Da. Ce-a bănițat cu grandă. Hai. Filmezi tu mai departe? Filmezi tu mai departe? Pe cum vrei? Unde sunt telefonul pe cap? Da. No, hai să mergem, Natalia. Uite, nu. Delegat cum trebuie, tot picat. Mamă, dar ce de apaianjeni ăsta aici, mă. Da, mă, numai... Treci la unul, vine altul. Aici, până... Pumii ăștia. Deja să îngălbenesc frunzele. De la căldură. Sarsă. Vreau pus ploaie. Am așa ceva. Hai, Natalia. Hai, mă. Ce-ai pățit? Hai. Nu bine că am găsit niște crengi pentru Cipi, ți le schimb pe alea, că alea deja sunt vechi și într-adevăr normal, de două ori pe an trebuie schimbate. Care ale? Ale bine. Și nu am mai reușit nici cum să-i schimb, mai ales iarna, nu poți să scoți cușca afară să speli doar vara. Trebuie spălată și vopsită un pic. Hai, Natalia, mama. Ce faci, mami? Hai că vine ploaia. Acuș, vine ploaia, acuș. Nu vine ploaia, Natalia. Pe la 8, așa vine ploaia. Nu. O să vezi. Păi, acum nu, dar o să vezi că vine dintr-o dată. Ioi, ce frumos! Ioi, ce frumos! Unde? Oh, Natalia, n-ai văzut ariciu. Unde ariciu? Ia cătăl! Ioi, ce frumos! Se bagă în scorbură. Acolo e casa lui. Ariciu? Ariciu, mama. S-a băgat în scorbură. Nu l-ai văzut, mama. Așa micuț a fost și drăguț. Ăla au fost pui. Eu v-am zis că sunt arici aici. Ia, să am văzut urmă. Nu, hai! Mă doamne, nu 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 mă
L-ai transpirat. Ba. Uite, Natalia. Dacă tot mănâncă ceva aici pe spate, că nu mă lasă în pace. Ai, acum, păi știu, dar uite. Nu mă lasă, știe că mi-s ocupate mâinile și acum mă împunge. Da. Te mâncă de la minte. Mersi. Minte. Aveți grijă că aici se circulă bine, văd că. Cu asta e cu bateria. Da? Care te ajută pe cuva lui. Da, da, da. Ca pe autostradă. Uite și aici scurcodușe. Mamă, ce coapte îs. Mă fain să le strâng. Dacă duce la mami, să vezi cum. Aoleu, știi cum? Hai, cum vine. Zic, nu mai mă lasă în pace, tot aia îmi spune, hai. Hai să mergem, să luăm corcodușele. Hai, uite aici, uite creanga ta, ce-i lăsată în jos de corcodușe, da, te vezi? Da, nu m-a spus. Te invită, hai da. Eu, papa. Auzi-o. Este acasă, papa, hai. Nu, aici e papa. Da? Tu vorbești serios? Deci, am înconjurat. Da, am făcut un pic de ocol. Da, mi-e așa îmi place. Am ocolit așa și îmi mai bine, așa. Da. Pe aici am intrat. Pe acolo am intrat. Pe acolo. Pe acolo. Și... Nu pe aici, că pe aici... Hai de aici. Când am intrat să mi-a zis că e sreglată. Ok. Ce s-a înspirat? Nu mă simt bine, am zis asta dură, asta am simțit. Păi știu, știu. Când e așa cald, am tot de sine. Și eu, când vine să dorm, știți cum? Degeaba am băut 4 expresuri. Da, și eu sunt la fel, deci căldura asta îmi face mie somn. Sunt la alții care le face o tensiune, că... Da, care au pe artere, pe vene depuse. Da. Grăsime și așa, dar noi nu avem treabă. Noi nu avem treaba asta. La Domnului. Ah, okay. Vreau să vii cu mașina un pic mai în față. O, lasă că mai fac și un pic de mișcare. Natalia, mai poți, mami? Mai vin alte mașini, mai vin aici la terasă, mai mâncă un mic. Mai se relaxează, la aer liber. Și iată așa. Hai, Natalia. Deci, fiecare cu treaba lui. Da. Foarte mult m-a intrat o muscuriță în ochi. Cam înăbușală îi. Fâși astăzi o căldură. Natalia, hai aici. Aici pe partea asta, Natalia. Să treacă mașina. Mamă, ce de... Sorry. Ce de corcodușe. Plin. Plin, plin. Aici e terasă. Eu, papa. Mama, lasă că mergem acasă, mama, nu mai intrăm aici. Ok. Mama, ce-i ursul ăsta?
Hai aici, mama, că vine mașina. Hai pe partea asta. Da. Hai. Mama, de ce umblă pe mine? E faină terasa asta aici. Aer curat. Stai că mai vine o mașină, mama. Cu tipomul ăsta. Și ce gros e. Uitați cum ce gros e tulpina. Foarte mare. Hai că tati deja acum și ajunge. Ioi, sorry, mami, ioi. Hai, du-te, mama, mai repede. N-am vrut, scuze. Uite că vin mulți oameni. Vin aici, la Lunca Mureșului, în Arad. Hai, Natalia. Ok. Tati! Eu, papa! Hai, mama! Da, ce cred că o ajung deja la mașină. Abia așteptat. Hai, Natalia! Gata. Ai ajuns? Natalia e ultima. Eu s-a doua. Așa. Da. Ok. E destul. Okay. Ia cu bota. Mă intră ceva în ochi, cred că. Nu știu. Aici. Nu mai ca. Ai grijă că te împiedici. Ok. Nu, hai că deschidem portbagajul, le punem. Hai, gare. Aha. Ridică. Așa. Hai, grijă, să nu cazi jos. Ok. No, astea sunt crengile, ce le punem la chip. Să mai aibă ocupație. Să sperăm că intră toate. Da, le rupem în două și... Da. Mamă, dar ce de multă lume aici, mă. Au venit acum, n-ai văzut că nu s-a făcea. Da. Serios? Mama, eu, mama, papa! Ok. Uite, aici puteți să încărcați vehiculele electrice. Așa. Și aici mai sunt câteva crâine, nu sunt așa faine ca astea. Astea sunt parcă mai faine. Și ce năbușală e, mă. Păsările cântă într-o veselie aici. Da, bine, poți să închizi să mă ajut să prind crengile, ok? Ok. Am ajuns acasă, asta e veverița noastră, Cipulești cu Cip Cip Cip. Te-am viseat și așa în vis, te spălai, te pieptănai. De roșie, așa e Cipii nostru. Vrei să nu fie muța dacă vrei să-i dai drumul? Nu-i dau drumul pentru că ai spus că, da, acum am mâncat. Ai spus că crengile trebuie să fie uscate, nu? Da, da. Și atunci să-i le... Astea crengi care sunt aici trebuie scoase afară, că pute pipi. Cușca e curată, numai crengile noi le-am schimbat, acum le schimb. Da. Deci ăsta e copilul și asta e mama. Da. Numai pe ea o acceptă, numai pe ea o iubește. Da, deci chiar numai pe mine. Și pe mine mă lasă să-l iau în brațe. Da, să-l pupe. Să-l spele. Nu-l spală. Nu-l spală, nu, deci nu-i voie să-l spală. Deci dacă îmi spuneți cine îl vedeți acum pentru prima dată, că de ce nu-i dă drumul în pădure? Nu se dă drumul în pădure din cauza că el ar muri în sălbăticie, că nu-i obișnuit să-și caute, să aprovizioneze cu mâncare.
el, de cum l-a găsit Angie de mic, el a primit totul pe tavă. Da. De mic a primit tot pe tavă și... Nu-mi place că e așa mică cușca. Era cu ei, am făcut o cușcă foarte mare. Era... Cât e toată peretea asta aici. Așa de mare a fost și de înaltă. Dacă vedeți, acolo e urmă. Cum a ajuns sus când am băgat-o înăuntru și acum a rămas urmă acolo. A fost o cușcă mare aici și când am fost eu plecat, eu făcut Angie cușchița asta. Asta e de vină. Eu am zis că să-i facă măcar până aici așa. Ar fi păscat cu... Nu contează, dar ar fi fost o cușcă faină. Acum e asta mică, asta e, nu, ce pot să fac. Dar e ok Cipulescu nostru, că el și așa acum e bătrân. Câți ani are acum Cip? Cip are 9 ani. Mai are 9? Nu, mai are vreo 5-6, nu știu, cam atâta mai trăiesc. Deci 9 anișori are. Pe mine mă lasă să-l mângâi așa numai printre gratii, da. Dar să pun mâna pe el nu mă lasă când e liber. Așa mă lasă. El are acolo mâncare, vedeți? Are alune. Are alune, nu spuia să vede. În cauza lui gratii, lasă să focusează pe gratii, am zis, da. Telefon. Alune, ghinde, porumb. Nu, degeaba. Se focusează Angie pe gratii, știi, dacă dau camera de vină. No, bine, v-am lăsat. Mâine probabil o să punem crengile când s-au uscat. Sper să vă placă video nostru. Nu e așa de interesant, dar mai e altcumva în afară de bucătărie, nu? Deci dințișorii lui sunt portocalii, asta înseamnă că e foarte sănătos. Da, dacă sunt dinții portocalii, așa trebuie să fie, da. La rozătoare. Dacă sunt albi, deschis, atunci e problemă, da. Nu, el are ce soronță aici. Are, oi, și pun în fiecare zi mere, pun semințe. Deci el este veveriță din Austria. Da. Nu-i din România. În Wiener Neustadt. Acolo, de acolo l-am găsit. Wiener Neustadt. Acolo, pe lângă Viena. Acolo l-a găsit și l-am adus acasă. Da. No, bine, v-am lăsat. Seară plăcută. La revedere. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us there.